Incendiu uriaș a cuprins în această dimineață un întreg bloc de locuințe din nord-vestul Londrei. Flăcările s-au răspândit de la etajul 2 al clădirii până la etajul 27, ultimul. Primele apeluri de urgență au fost făcute în jurul orei locale 1-3, ora României. 200 de pompieri și 40 de autospeciale au ajuns de urgență la fața locului, dar focul arde și la această oră cu mare putere. Presa britanică a scris că se poate ca oameni să fie în continuare blocați în locuințe, dar informația nu este confirmată. Echipele de intervenție au intrat în clădire să cerceteze. Sute de locatari au reușit să iasă la timp din apartamente, au spus martori ocular pentru presa britanică. Deocamdată, poliția din Londra a anunțat că mai multe persoane sunt tratate pentru diverse răni, dar fără să dea un număr precis. Cel puțin 2 oameni primesc îngrijiri după ce au inhalat fum, a scris ambulanța londoneză pe Twitter. O șosea a fost închisă din cauza fumului gros care a acoperit zona din jurul blocului în flăcări. Clădirea a fost construită în 1974 și a fost renovată recent. Are un total de 120 de apartamente, potrivit informațiilor de la autoritățile locale. Nu se cunoaște până acum cauza incendiului. And the Metropolitan Police.